Și suntem live. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC de acasă. Știu că nu e duminică, e doar sâmbătă seara, dar sunt două motive importante pentru care această ediție se întâmplă așa. Cu puțin noroc s-ar trebui să mai avem încă una mâine seară. În seara aceasta am un invitat mai important, așa mai special, și dar foarte ocupat. A fost destul de greu să-l prind pe Dacian Cioloș și o să stăm de vorbă cu el în minutele care urmează. Înainte să începem, vreau să vă spun că nu fac campanie electorală pentru nimeni, n-am intrat în niciun partid și nici nu am planuri de așa ceva. Dar cred că, atât cât sunt eu interesat de noutăți din internet, tehnologie și tot ce se mai întâmplă nou și cool și tech, trebuie să fiu interesat și de ce se întâmplă în viața societății. Nu de alta, dar localitatea în care eu locuiesc intră în această seară la ora 22 în carantină. E o carantină pe care o așteptam cu toți. Adică era inevitabilă. Singura întrebare era când. Și sunt convins că mulți dintre voi s-ați cu astfel de gânduri. Și în momente de genul să-ți aduci aminte că avem nevoie de politicieni. Și am mai stat de vorbă aici cu oameni de diferite niveluri în guvern sau în politică sau prin primării. Încerc să vorbesc cu cât mai mulți oameni care au acces la decizie ca să înțelegem cum gândesc ei, cum se organizează, ca să vedem dacă putem și noi să le influențăm cumva deciziile sau dacă ne ascultăm vreun fel sau dacă putem și noi să ne implicăm în această viață publică a societății, chiar și în viața politică. Acum nu spun că trebuie să ne apucăm de politică în niciun caz, dar ar trebui să ne intereseze. Și tocmai de aceea sunt bucuros că avem un pic de răgaz în seara aceasta și a făcut timp să stea de vorbă cu mine, dar prin mine și cu voi, pentru că aștept întrebările voastre, pe Dacian Cioloș, copreședinte USR Plus. Bună seara, domnule Cioloș, și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Bună seara, bine v-am găsit. Sigur, cu mare drag. Tot încercăm de ceva vreme, dar nu s-a potrivit, pentru că e o perioadă, în ciuda eventualelor aparențe, e o perioadă mai încărcată pentru mine, pentru că avem și campanie aici în țară. Eu am și mandatul meu de europarlamentar și în Parlamentul European să petrec și acolo niște lucruri. Suntem în plină activitate, chiar dacă fizic activitatea e mai restrâns acum, în ultimele luni. Ne-am mutat și noi pe online foarte mult, foarte multe întâlniri, ședințe, negocieri le avem online, dar e o perioadă foarte activă acum, pentru că să iau decizii importante pentru perioada de după criza aceasta sanitară, trebuie să pregătim ieșirea din criza economică pe care așteptăm și o simțim deja unii dintre noi. O să ajungem și acolo, sunt convins. Deocamdată ne pasă mai mult de ziua de azi și eventual de ziua de mâine, dar prioritatea este astăzi. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să înțeleg unde sunteți. Sunteți acasă? Sunt acasă, în București, da. Acasă, în București. Da. V-ați mai mișcat în ultima vreme? Sunteți mobil? Între București și Peștera Moeciu. Acolo am petrecut cea mai mare parte a izolării, să zic, din primăvară. Apoi am mai fost plecat la Bruxelles o perioadă după ce se mai liniștiseră lucrurile. Am revenit acum în octombrie și practic până pe la mijlocul lui decembrie, când probabil o să mai plec o dată pentru câteva zile la Bruxelles, rămân la București atunci când e nevoie de mine la București și în rest la Peștera. Acolo ne-am retras, e la munte. Cât nu sunt în casă, în fața ecranului, mai ies un pic să mai simt natura. Mă bucur. Sunt invidios pe noastră că și eu trebuie să fiu un weekendul ăsta la Peștera. Am primit poze de acolo de la prieteni, a nins, nu știu dacă știți. S-a pus de câteva degete. Știu. Am fost săptămâna trecută la mai sus de 1600 de metri. Ninsese deja în ultimele două săptămâni pe golurile alpine, era deja zăpadă. Dar chiar în Peștera astăzi a nins, chiar în localitate, și plănuise să merg acolo, de-aia mi-am anulat plecarea, pentru că se zvonea deja că urmează carantinarea Corbeancăi, unde locuiesc eu. Și este una din cele șase, dacă nu greșesc, localități care în momentul acesta sunt în carantină, doar în Ilfov. Și se tot strânge așa în jurul Bucureștiului. Și acum o să intru pe un subiect care sunt convins că nu vă este foarte simpatic, pentru că niciunui politician nu-i place să vorbească despre criza asta sanitară. Dar va trebui să devenim un pic serioși și să vă întreb câteva lucruri.
Oricât de puțin o să vă placă, nu suntem la un interviu din ăsta de bon ton. O să știți că o să vă și presez, poate o să vă enervez pe aici, pe acolo, dar vă pun și pe noastră în clasa de politicieni și atunci sunteți cei de la care așteptăm ceva. Noi românii așteptăm de la politicieni să facă ceva. Iar în perioada asta cu criza sanitară, cu toți am acumulat foarte multă frustrare. Eu mă simt chiar furios. Nu știu de ce, dar nu știu dacă sunteți de acord cu chestia asta, dar chiar mă simt furios. Și aș vrea să-mi spuneți, am vreun drept să fiu furios pe stat sau să fiu furios doar pe situație? Evident, pe situații degeaba suntem furioși, pentru că o avem și dacă nu acceptăm, știți, primul pas pentru a rezolva o problemă e trebuie să accepți că ai o problemă și abia de acolo încolo îi cauți soluții. Cred că așa emoțional mulți dintre noi suntem furioși pentru că ne-a cam dat peste cap viața normală, trendul normal al vieții în ultimele luni și așa cum stau lucrurile și cum se prezintă lucrurile, probabil că va mai dura încă o vreme, nu știm cât, dar probabil că cel puțin o jumătate de an, un an va mai dura și probabil că după această criză o să va trebui să ne reglăm și reflexele pe care ne le creasem până acum cu viața de zi cu zi. Dar, bun, dincolo de asta, evident că aveți dreptate și avem dreptate să mai fim furioși pentru că, vedeți, obișnuința asta noastră să facem lucrurile de pe zi pe alta, tot vorbim de intrarea în iarnă și când vine prima zăpadă avem drumurile blocate sau, eu știu, alte situații de acest gen, lăsatul pe ultimul moment al lucrurilor care trebuie gândite un pic din timp, capacitatea asta de predictibilitate, o minimă predictibilitate, atunci când ai situații dificile, te gândești ce măsuri iei și cum faci să sau care e pasul al doilea după ce ai luat măsurile respective, din păcate nu prea avem reflexul ăsta nostru sau, hai să spun, sistemul care definește statul român în momentul de față, nu prea are reflexele astea. Și vă spun ca unul care a avut ocazia să lucreze și cu statul, asta a fost problema mea cea mai mare când eram la guvern în 2016. Dificultatea asta de a-i convinge pe oamenii de acolo, pe funcționari, înalți funcționari, că sunt lucruri care trebuie pregătite, că nu trebuie să le lăsăm pe ultimul moment. Și se pare că e, nu știu, vine din educația noastră, din formarea noastră, pentru că oamenii sunt chiar șocați când le cer să gândească, în administrația publică vorbesc, când le cer să gândească pe 3 luni sau pe 6 luni. Răspunsul era, păi de unde să știu eu, domnul prim-ministru, ce se întâmplă peste 3 luni? Eu am de rezolvat niște probleme acum, în următoarele săptămâni. Și într-o astfel practic, de criză, iasă că ne costă. Noi avem un guvern de pompieri. Da, avem un guvern de pompieri, dar cred că nu numai guvernul e de pompieri. Vă spuneam acum, în sectorul privat, acolo sunt companii unde e o altă cultură organizațională, e un alt comportament. Dar am văzut și în mediul privat unii care gândesc la fel, dar la nivelul statului cu siguranță. Asta e o problemă și e un lucru care va trebui schimbat în timp. Probabil că cel mai ușor se va schimba cu o schimbare de generație, cu oameni care vin cu o altă mentalitate, cu un alt fel de a percepe lucrurile. Acum o mai mutăm pe încă o generație. A trecut o generație, au trecut 30 de ani. Nu, generația asta care vine acum. Asta care trebuie să-și asume responsabilitățile în statul de acum. Noi, următorii copii noștri, cine? Pentru că zice ei de așteptăm de 30 de ani. Adică ne-a zis Brucan că România o să aibă nevoie de 20 de ani, au trecut 30 și la noi a ars spitalul cu bolnavi înăuntru, au trimis două tiruri acolo care s-au stricat după câteva zile de atât să-i ventileze mecanic pe oamenii aia și am văzut niște imagini așa cu o țeavă de oxigen suspendată pe niște cărămizi. Au sudat o țeavă de oxigen pentru pacienții aia. Practic era linia vieții, oxigenul îi ținea în viață, care era așa suspendată pe niște cărămizi și după câteva zile niște unități de terapie intensivă mobile, noi nouțe, așa, erau în alea țiplă, cred că ar fost și pe la parada militară cu ele, au cedat. Adică pompieri, dar
Noi nu avem niciun plan și este frustrant să acum noastră trebuie să vindă speranță, treaba politicienilor este să vândă speranță, dar totuși sunt 30 de ani și nu simțim că s-a schimbat suficient. În momentul ăsta, întrebarea simplă și directă este, credeți că era mai bine dacă se făceau lucrurile altfel în 2020? Păi suntem în 2020. Sau la ce vă referiți mai precis? Dacă se luau alte măsuri în legătură cu criza asta sanitară, se putea face altfel? Se putea să fie radical diferită situația într-un alt scenariu? Da. Într-un scenariu realist. Putea fi radical diferită situația dacă aveam o altă administrație publică. Haideți ca să o spun așa. Nu-i suficient să schimbi câțiva oameni la vârf, să ai acolo câțiva politicieni care să gândească altfel. E important și lucrul ăsta. E necesar, dar nu-i suficient. Noi acum plătim prețul unei automulțumiri, las că merge și așa, pe care am tot perpetuat-o în ultimii ani. Și, cum spuneam, ne-am creat un reflex. Deci, doar dacă erau alți politicieni, probabil că lucrurile n-ar fi fost fundamental diferite. Pentru că sistemul ăsta cu care lucrează politicienii e același. Și acolo e o problemă. Eu am avut mari probleme în 2016, chiar dacă aș fi vrut să fac lucrurile altfel. Unele le-am făcut altfel, dacă țineți minte, ca să rezolv anumite probleme punctuale în administrația publică, am făcut acel GovIT Hub, unde am chemat oameni din exterior, din sectorul privat, care au venit și câteva luni au lucrat acolo la guvern, pentru că nu mă puteam baza pe sistemul administrativ pe care îl aveam în subordine și știam că într-un an de zile sau mai puțin de un an cât aveam în mandat nu puteam să schimb fundamental lucrurile. Dar acum, ăsta e și motivul pentru care am intrat în politica de partid și fac parte dintr-un partid și candidez la alegeri, pentru că e nevoie de o majoritate în Parlament și apoi e nevoie de o schimbare fundamentală a felului în care e organizat statul și felul în care funcționează statul. Și nevoie de o schimbare fundamentală a atitudinii celor care lucrează în cadrul statului, în slujba cetățeanului. Astea nu sunt lucruri care o să se facă peste noapte, nu sunt lucruri care o să se facă în 2 luni, în 3 luni, în 6 luni. Dar în 6 luni pot fi începute niște lucruri pentru ca într-un an, în 2 ani de zile să se vadă niște rezultate și văzându-se niște minime prime rezultate, îi putem încuraja și pe alții cu competență care gândesc altfel să vină și să aibă curajul să intre în acest sistem ca să-l schimbăm din interior. De asta avem nevoie. Numai cu o mână de oameni nu o să se poată schimba lucrurile, dar e important să încurajăm cât mai mulți oameni să vină să-și asume responsabilitatea asta. Eu înțeleg asta, dar asta e limbaj de campanie, pentru că noastră, să câștigați alegerile, trebuie să promiteți că o să faceți mai bine. Nu o să promit nimic, nu promit nimic. Eu vă spun ce am de gând să fac deja de 3 de 4 ani, după ce ai experiență. Da, și după ce ajungeți acolo, o să faceți iarăși un GovIT Hub, după care vin următorii și o să-l pună pe Butuci, că s-a mai întâmplat deja o dată. Și la 4 ani distanță după GovIT Hub, l-am avut pe președintele de la Autoritatea pentru Digitalizare, care mi-a recunoscut că n-are cu cine, are 2 programatori. Guvernul României are 2. Da, eu asta vă spun, că nu mai facem. GovIT Hub am făcut atunci pentru că știam că am un mandat de un an de zile, nu mai mult, că după aia erau alegeri. Știam că n-am majoritate în Parlament și că în mai puțin de un an de zile și într-un an de campanie nu poți să faci reforme. Și atunci, ca să poți să rezolvi niște probleme, să fac un minim de reducere a birocrației, că ăsta a fost unul din obiectivele pe care le-am avut atunci, atunci m-am înconjurat pe cele câteva luni câte mai aveam la dispoziție. Știam că degeaba mă apuc să schimb director general, director pe acolo, pentru că ar fi trebuit să modific legea administrației publice înainte și n-aveam cum să modific în Parlament în câteva luni și atunci m-am înconjurat atât cât mi-a permis cadrul în care funcționam, m-am înconjurat cu niște oameni pe care am putut mobiliza imediat pentru 3, 5, 6 luni de zile ca să facem niște schimbări punctuale, dar să se vadă ceva, să dăm tonul la altceva, la un alt fel de funcționare. Acum, dacă intrăm la guvernare după aceste alegeri, intrăm pe un mandat de 4 ani de zile și intrăm cu o majoritate în Parlament, că altfel n-are cum să treacă guvernul. Și atunci soluția nu va mai fi un GovIT Hub peticit și găsit o soluție de moment,
ci va fi o schimbare mai profundă. Asta o spunem. O schimbare mai profundă, va trebui reformată administrația publică și va trebui prin modificări legislative, prin reorganizarea de concursuri, prin definirea responsabilităților pe anumite sisteme de funcționare în ministere, în autoritățile publice, pe recrutări de oameni cu alte mentalitate, cărora să pot să le spun, uite, vreau să-mi vii cu un plan pe 6 luni, pe 1 an și pe 3 ani și să văd ce ai de gând să faci și să înțeleagă când îi spun lucrul ăsta, să nu-mi răspundă, dar nu-mi cereți imposibil că eu nu pot să vă dau un plan pe 6 luni de zile, că nu știu ce o să mi se întâmple peste o lună. Deci schimbarea genului ăsta de mentalitate și da, asta poate face generația asta de oameni între 30 și 50 de ani, să zic, sau 25 și 50 de ani, generația asta de oameni poate să facă. E un alt mod de gândire. Sunt oameni care au văzut lumea, sunt unii dintre ei s-au și format într-un alt sistem și trebuie să facem o infuzie și în administrația publică cu genul ăsta de gândire și cu genul ăsta de mentalitate. Dar asta trebuie să existe voință. Da, bine, trebuie să câștigați alegerile și după aceea să puteți să faceți lucrul ăsta. Dar chiar dacă, să zicem, câștigați alegerile și auzi, spre exemplu, despre scenarii în care se face o coaliție cu PNL-ul, mă interesează mai puțin cine cu cine se aliază, dar mă interesează ca să stăm de vorbă cu cei care vor să ajungă acolo și să ne spună cam cum au ei de gând să facă lucrurile. Pentru că pe mine mă interesează câteva lucruri simple. În primul rând, să scap de hârtie de tot. Să nu trească să mă mai duc la o instituție cu un document care există în bază de date al altei instituții. De ce nu vorbesc instituțiile între ele? De ce să le duc eu hârtie de la una la alta? Am aflat, vă spuneam, de la președintele Autorității pentru Digitalizare că un român are minim 3 identități. Banca cu primăria și cu matriculările nu vorbesc între ele. Nu știu dacă știți chestia asta. Bănesc că știți că ați fost acolo. Da. Știu și noi am ieșit cu un act normativ atunci, dar doar la nivelul guvernului, prin care am cerut autorităților publice, sau hai să spun altfel, am interzis unei agenții sau instituții de stat să ceară o hârtie unui cetățean sau unei companii dacă datele respective de pe hârtia pe care cerea există la altă instituție în stat. Și a funcționat lucrul ăsta atâta timp cât am fost noi la guvern. După ce am plecat, au revenit la același, la sistemul de dinainte, pentru că cei care au venit după noi nu mai erau interesați de lucrul ăsta. De asta vă spuneam că e nevoie de o schimbare mai profundă decât pur și simplu mutați câțiva oameni acolo. Dar lucrul ăsta, nu e vorba doar de mutat. Nu e vorba doar de mutat oameni. Sunt sute de mii de oameni în administrație care plimbă hârtii pentru că ei nu știu să folosească în primul rând calculatorul. Suntem de acord? Dacă nu știe să folosească calculatorul, îmi este de folos în vreun fel în administrație? Adică, într-o administrație modernă, mai am nevoie de oameni... Acum nu mă refer la personalul care face curățenie, dar cred că și ea s-ar putea să știe să facă din când în când necesarul de materiale pe un calculator, habar n-am. Dar, nu știu, n-ar trebui să fie un criteriu minim de angajare sau pur și simplu de reconfirmarea locului de muncă. Foarte mulți dintre angajații din administrația publică se bazează pe legile astea care țin în slujbele alea o viață întreagă și au o sinecură și au un slujbă la stat ca să iasă de acolo cu picioarele înainte. Nu contează că face treabă sau nu. E foarte greu să verifici dacă un angajat al statului este sau nu eficient. Cum face să-i scoateți pe cei care taie frunze la câini, care plimbă doar hârtii? Pentru că sunt foarte mulți. Da, reorganizând administrația publică, asta vă spuneam la început. Concret cum? Un lucru pe care nu poți să-l faci în câteva luni de zile, poți să-l faci în câțiva ani. Și anume, odată va trebui regândit modul în care se iau deciziile și modul în care funcționează și circulă informația la nivelul administrației publice, împărțit și definit mai clar responsabilitățile diferitelor structuri. La noi s-au creat multe agenții și instituții doar de dragul de a crea sinecuri, de a crea posturi care să fie ocupate de diferiți politicieni care trebuiau ocupați. Deci, exact. Din punctul ăsta de vedere, e nevoie de un audit. Nici nu o să fie nevoie de prea multă analiză, pentru că unii dintre noi venim și cu analiza pe care am făcut-o deja în 2016. Vă spuneam că atunci n-am putut să ducem la bun sfârșit proiectul ăsta de reformare. Deci, începând de la ministere, intenția noastră ar fi să facem parte dintr-un guvern mai restrâns, care să aibă responsabilități mai bine definite, nu cu 20, 20 și ceva de
ministere, 15, 16, 17 ministere, cu responsabilități bine definite între ele și apoi în interior administrației publice, nu vreau să intru acum seara prea mult în detalii, dar avem responsabilități guvernamentale orizontale, sunt câteva tipuri de servicii pe care le găsești cam în toate ministerele și asta ar trebui să funcționeze, informația să circule între ele fără probleme. Toate avizele astea de care e nevoie de la un minister la celălalt ar trebui să funcționeze 100% pe sistem informatic. Deci un prim nivel de transparență și de definire a competenței aici. Apoi sunt anumite servicii, responsabilități în administrația publică sectoriale, unde în Ministerul Agriculturii ai anumite servicii specifice, în cel al finanțelor altele, în cel al justiției altele, industriei altele și așa mai departe. Și acolo lucrurile trebuie bine definite ca să vedem de ce anume e nevoie, de ce tipuri de servicii e nevoie și care tipuri de servicii au fost adăugate doar pentru a crea funcții acolo. Deci o redefinire a responsabilităților în administrația publică, un flux al informației și când al sistemului decizional. Asta? Astea se eu pot înțeleg. Face. Ceea ce vă spun eu acum se poate face în maxim 4 luni de zile, 6 luni de zile, de redefinit lucrurile astea, pentru că în maxim 6 luni de zile să putem face modificarea legislației în modul de funcționare și de organizare a administrației publice, pentru că apoi să putem, redefinind responsabilitățile și posturile, să putem organiza concursuri în așa fel încât să recrutăm oameni care să fie potriviți pe posturile respective. Când spun reorganiza concursul, nu de dragul de a-i da afară pe toți. Unii dintre ei pot fi reconfirmați, dar sunt puși pe o poziție cu fișa postului clar definită și cu o responsabilitate clar definită. Și atunci pot să fac diferența Așa, da, între să vă opresc un pic cei aici, numiți că politici și cei e un moment competenți. Important. Da. Deci, din câte înțeleg, practic se va trece prin administrație și îi reconfirmăm doar pe aia competenți. Cât din administrație va fi trecută prin ciurul ăsta? Că dacă trebuie să vină la concurs ca să-și poată păstra locul, dar pe niște criterii de performanță. Pentru că, spuneam, sunt sute de mii de oameni în plus prin această, nu știu, reorganizare pe care vreți să o faceți. Cât de profund vreți să mergeți? Păi tot administrația va trebui să treacă prin sistemul ăsta, pentru că altfel nu avem cum să o reorganizăm. Dar așa cum vă spuneam, sunt anumite servicii și departamente unde misiunile sunt deja suficient de clar definite. Doar că departamentele alea nu sunt parte a unui sistem care să le permită să fie performante. Eu am întâlnit în 2016 oameni care stăteau cu capul băgat între umeri, stăteau undeva într-o parte liniștiți, oameni competenți, dar care nu făceau prea multe valuri ca nu cumva să-i deranjeze pe cei care sunt deranjați de competență și de oameni care pun întrebări pertinente. Și când, după câteva luni de zile, după ce au văzut că încercăm să funcționăm altfel, au început să vină spre mine informații despre lucruri care ar putea fi făcute mai bine dacă anumite departamente ar fi lăsate să-și facă treaba și n-ar fi filtrate la anumite nivele ale deciziei, acolo unde să încercați să blocheze informația ca să n-ajungă la mine informație care ar fi putut deranja. Deci lucrurile astea trebuie puse în transparență și dacă noi vom face treaba asta, aici nu vă pot spune exact în cât timp, dacă vom face treaba asta în paralel cu digitalizarea, cu informatizarea, atât cât e posibil acum cu ceea ce avem acolo, cu hardul, cu softul pe care îl avem acolo, deci interconectarea asta unor servicii, administrații, instituții, autorități care nu pot fi conectate pentru că sistemele lor au fost gândite separat prin contracte de companii diferite, unde noi ne-am trezit că codurile sursă nici măcar nu erau în proprietatea statului și că atunci când vrei să faci updatări trebuia să te duci tot la firma respectivă și să-i mai plătești odată niște servicii pentru care fusese plătită, dar era blindat cu contractul și mi-a arătat contractul că a avut dreptul ăsta, pentru că au fost prost negociate sau semnate niște contracte. Deci de asta spun, atât cât e permis acum și e permis să pot conecta, interconecta anumite instituții și apoi trebuie toate instituțiile astea conectate. Noi de asta am și creat în 2016, în a doua jumătate a mandatului CIO acela la
guvern pentru a coordona punerea în sistem a tuturor acestor structuri informatice la diferitele administrații din subordinea guvernului. Eu înțeleg asta, dar asta trebuie făcută cu oameni. Și în cele mai multe instituții, într-adevăr, veți avea o problemă cu tot felul de departamente care se șuntează între ele, oameni care își maschează incompetența prin tot felul de tertipuri. De aceea, companiile sunt obișnuite, spre exemplu, cu un termen denumit turnover. Ele știu că în fiecare an o parte din angajați vor ieși din companie, fie pentru că nu le mai convine munca, nu le convine salariul și ele vor trebui să aducă alți oameni în loc. Mai există și un deficit de personal, excedent nu prea există în mediul privat. Da? La stat avem momentul ăsta și excedent, dar nu prea avem turnover. Noi să vorbim despre această verificare a angajaților de la stat, să vedem care dintre ei sunt competenți. Cam cât din totalul angajaților de la stat în momentul ăsta credeți noastră că trebuie primeniți, trebuie schimbați? Nu vă pot spune în acest moment, pentru că nu am toate datele de analiză ca să pot să vă spun. Eu v-am spus cum avem de gând să abordăm lucrurile în momentul în care ajungem să ne asumăm guvernarea. Cred că la 2 luni, 3 luni după ce ajungem acolo, vă putem da mai multe detalii pentru că o să avansăm cu planul ăsta. Dar n-are sens în stadiul ăsta să mă apuc eu să-mi dau cu presupusul pentru că, vă spun, știu ce am lăsat acolo. După acel an de guvernare, de atunci au trecut 4 ani și au trecut 3-4 guverne pe acolo, nu știu exact ce e, dar vă spun că știu că poate, că e fezabil, că lucrurile pot fi făcute într-un mandat și sunt mai multe lucruri care se pot petrece și care nu depind doar de mine și sau de cei care vor fi la conducere acolo și de decizie. Pentru că luăm niște decizii corecte, pot să atragi mai repede sau mai încet anumite competențe care să vină și să accelereze procesul ăsta. Eu degeaba vă spun acum că vom scoate la concurs niște posturi cu anumite competențe. Va trebui să pot să atrag competența respectivă să vină să lucreze în stat în momentul de adică față. Adică nu aveți 15.000 de specialiști? Știți că era o marotă din asta cu 15.000 de specialiști? Nici nu am de gând să-i aduc din partid, pentru că nu ăsta e rolul partidului. Oamenii ăștia trebuie recrutați pe criterii de competență din locurile unde competența respectivă există. O parte din competența asta va trebui ajustată pe parcurs, pentru că niște oameni vor trebui să învețe niște lucruri, va trebui să regândim funcționarea unor sisteme. Și nici măcar rolul viitorului guvern nici măcar nu va fi doar de a asigura reforma administrației publice. Gândiți-vă că va trebui în paralel să regândim modul de funcționare a sistemului de sănătate, managementul în spitale, felul în care se cheltuie banul public în sistemul de sănătate, felul în care se organizează licitații acolo pentru a se achiziționa echipamente medicale, medicamentele. Trecem pe urmă la sistemul de educație. Noi avem o rată de abandon școlar printre cele mai ridicate din Europa. La avem fel, foarte mulți copii în momentul începe. Ăsta deci, care nu au voie să meargă la școală și nu au pe ce să facă școală și mulți profesori refuză să învețe să folosească un calculator și nu-și mai învață elevii. Nu știu dacă știți, dar sunt foarte mulți profesori care s-au cerut la pensie numai ca să nu învețe cu calculatorul da, în această seama pandemie. Și pe unii dintre ei chiar îi înțeleg, pentru că simt că le cade cerul pe cap, simt presiunea asta enormă și n-au fost pregătiți cu un minim de elemente de pedagogie nouă, pentru că să predai digital nu e același lucru ca și cum ai preda când ai elevii în față și scrii cu creta pe tablă. Și poți să te simți depășit. Știți cum să simt oameni depășiți și în alte meserii când îi pui într-un cu totul alt context. Deci eu pot să înțeleg pe unii. De asta vă spun că sunt multe lucruri care trebuiesc schimbate pentru că pandemia asta de fapt n-a făcut decât să scoată la suprafață și să acutizeze probleme de sistem pe care noi le ducem în spate și le punem sub preș de ani de zile, dacă nu de zeci de ani. Sunt total de acord. Și este și un accelerant pentru tranziția la digitalizare. Absolut. Și în astfel de momente ne dăm seama cât de în urmă suntem și la acest capitol. Mie îmi place că nu-mi promiteți că veți rezolva asta într-un mandat, ci că veți face într-un an. Asta presupune că aveți un plan destul de clar, nu?
Da, deci pe partea asta despre care am discutat, reforma administrației, de fapt și pe alte câteva elemente, avem un plan lucrat în ultimii ani cu colegii din Plus și din USR. Ne bazăm și pe experiența unora dintre noi din 2015-2016 și pe ceea ce am văzut de atunci și pe ceea ce știm că trebuie să se întâmple atunci când trebuie să faci niște modificări de bun simț. Chiar dacă nu, încă o dată vă spun, nu avem toate elementele de acolo, dar știm că unele lucruri trebuie schimbate. Uitați, legat de mediul antreprenorial, unul din primele obiective pe care le avem e tocmai asta, de a simplifica birocrația și de a clarifica, de a transparentiza relația administrativă dintre stat și mediul antreprenorial. Și pentru lucrul ăsta e nevoie de digitalizare, e nevoie de investiții în digitalizare, dar și de clarificarea responsabilităților în administrația publică, pentru ca funcționarul să știe exact ce are de făcut și acolo unde interacțiunea asta directă, umană, între antreprenor și funcționar poate fi înlocuită de sistemul informatic, să o facem la maxim. Știți Transparența că eu, ca și antreprenor, am o digitalizarea pot să relație ajute cu. foarte mult. Vă ascult. Eu, ca antreprenor, am o relație directă cu banca, spre exemplu, prin care îmi rulesc banii. Și pentru 50, 100, 150 de lei, cât sunt comisioanele lunare, banca îmi pune la dispoziție, doar pentru 100, 100, 200 de lei, acolo cât îmi iau comisioane, îmi pun la dispoziție un ofițer de cont, care pot vorbi o dată, de două, de trei, de cinci ori pe an, atunci când am o problemă. Deci, banca, pentru că câștigă doar atât de puțin bani de pe urma mea, îmi pune la dispoziție un om de legătură. Ca antreprenor, în relația cu statul, doar eu, dar și mulți dintre cei care mă urmăresc, că sunt oameni cu o medie de vârstă 30 plus aici, cei mai mulți, noi dăm către stat, mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, de la mii, la zeci de mii, la milioane de euro, echivalent, da, în lei, în taxe impozite. Și cu toate astea, nu simțim că avem un punct de legătură. Din nou, din zona asta antreprenorială de oameni tineri care au învățat în alte sisteme, întotdeauna există un punct de legătură. Știi că dacă ai treabă cu firma cu tare, vorbești cu omul ăla, se rezolvă. La bancă, ai o problemă, suni la numărul ăla de telefon, să ai legătură cu persoana aia și se rezolvă. În relația mea cu statul, știu doar că am de plătit foarte multe chestii, dar nu am la cine să sun în cazul în care am o problemă. Și sunt foarte mulți antreprenori care au o problemă. Asta este problema antreprenorială. După care să vorbim noi de cât de varză este statul și nu știu ce o să mai găsiți pe acolo dacă ajungeți la putere să reformați sărăcia, că o să fie așa ca moromeții probabil prin satele din România, să fie așa praf și pulbere, mai ales după criza asta sanitară, o să ne ajungă sărăcia bine de tot din urmă. Nu, dar să vorbim în primul rând de partea asta antreprenorială. Nu știu, văd cum comunică, spre exemplu, Marea Britanie. Acolo iese, spre exemplu, cineva din partea guvernului sau din partea unei instituții care lucrează cu antreprenorii, cu coderii, cu IT-ul, cu orice și vine și face, comunică un mesaj public și spune, uite, avem nevoie de mai multe femei în programare. Sau dacă îți faci o carieră în armată, o să ajungi să faci nu știu ce. Există genul ăsta de comunicare. Statul vorbește într-un fel cu oamenii sau cu antreprenorii și le spune ce așteaptă de la ei, se oferă să le ajute într-un fel. La noi, cum să zic, avem senzația așa că este un zid între guvernare și oameni, ca și cum ăia sunt acolo să decide pentru noi și noi să executăm aici și să plătim. Cum facem să dăm jos zidul ăsta prin care să avem așa măcar niște ferestre prin care să vorbim unii cu alții? Păi de asta v-am și început cu nevoia asta de a reforma administrația publică, pentru că dacă nu schimbăm modul de funcționare și mentalitatea administrației publice, nu o să avem genul ăsta de reacții. Acolo, în Marea Britanie, în Belgia chiar, unde petrec o parte din timp acum fiind la Parlamentul European, în Franța, în Germania, în Italia, unde am avut interferențe cu administrația publică când eram comisar european, acolo ai un alt gen de mentalitate. Funcționarul care lucrează în cadrul statului, el simte, știe că a fost recrutat acolo ca să fie în serviciu cetățeanului, în serviciu companiilor. La noi, vedeți că în administrația publică, mulți dintre cei cu responsabilități în administrația publică se comportă ca vătaful, pe moșie. Exact. Tu te duci și prestezi lui un serviciu. Ei, mentalitatea asta trebuie schimbată. Dar pentru asta Cum? trebuie să vrei, pe bune, să faci lucrul ăsta. Păi Dar cum o faceți? v-am spus câțiva pași, redefinind responsabilitățile pe care le ai, recrutând oameni Fișa postului, pe deschimbăm baza fișa postului și recrutăm alți oameni, nu?
Da, și facem training, pe urmă, facem formare cu ei, pentru că vă spuneam, chiar dacă ai oameni binevoitori care să vrea să vină să lucreze într-un astfel de sistem, vor trebui să învețe. Asigur un minim de transparență a modului în care să ia decizia și modului în care circulă informația în sistem. Ai o ierarhie clară și o responsabilitate clară în ierarhie. Noi acum avem încă sistemul în care până semnează un ministru, ai un așa zis pașaport de semnături cu vreo între 5-6 până la 14 semnături, unde de la micul funcționar până la directorul general fiecare semnează, dar niciunul nu își asumă răspunderea pentru că are semnătura celuilalt din spate. Și asta pentru că nu are bucățica bine definită și nici nu a fost format ca să aibă vederea de ansamblu. El are bucățica lui, dar să știe că e partea unui sistem și să înțeleagă cum funcționează sistemul și care e rolul lui acolo. Pentru asta va trebui și să fie formați oamenii și va trebui să avem și un sistem de rotire a middle management și top management ca să ai oameni care sunt formați cu competențe manageriale, dar care să poată să asume responsabilități succesiv diferite și atunci când e pe un post de director sau director general, să înțeleagă ce vrea colegul lui din direcția generală cealaltă. Deci e un alt mod de funcționare a administrației, cam asta am vrea noi să aducem. Dar vreau să vă spun un lucru. O Vă să mă rog. întrebați, dar de ce nu s-a întâmplat treaba asta de, hai să nu zic de 30 de ani, dar măcar de 15 ani, de 20 de ani, hai măcar de 10 ani de când Da. suntem în Uniunea Europeană. Analiza mea și după momentul 2016 și din ce am văzut înainte și după, e că n-a existat o voință politică. În mare parte, nu vreau să generalizez, să spun că toți sunt la fel, dar în mare parte sistemul politic pe care l-am avut noi a fost unul definit clientelar. Nu, Păi da. nu, res, nu cu o responsabilitate față de cetățean pentru vot, ci el era acolo să apere niște o clientelă, interesele unei O clientele. gașcă. Și atunci numirile pe pozițiile respective erau făcute aducând oameni care să servească intereselor respective clientelare și să mai și facă câte ceva, să nu-i prindă DNA-ul, să nu-i prindă curtea de De acord. conturi și mai știu eu cine. Ei, atunci n-ai cum să ai un sistem care funcționează bine dacă tu nu l-ai gândit din start așa. Eu am, Da, eu, așa. da, nu vreau să nici mo să monopolizez discuția, dar vreau să vă spun că, sau mă rog, Nu, da, în asta avem. aveți dreptate în ce spuneți, dar știți ce? Eu nu mă aștept că o să vină ai dumneavoastră și să fie mai curați, mai albi, mai proaspăt mirositori. Adică, cred că vă dați seama că aveți noastră oameni care vor să parvină în politică în partidul dumneavoastră și chiar și în interiorul partidului vă să vă faceți propriul DNA, să-i urmăriți, să-i verificați. Adică sunt până la urmă români și ei. Da, au Evident, mai fi lucrat acum. mulți dintre membrii noastre și prin companii și ori fi antreprenori sau au fi umblat pe afară. Dar eu sunt convins că printre ei vor fi și oameni de care spuneți din celelalte partide. Deci, Da, dar nu sunt. Probabil că vor fi și au mai fost și unii au mai plecat, probabil că pe alții o să-i mai identificăm, dar nu sunt cei care domină. Asta pot să vă spun cu mâna pe inimă, pentru că eu unul altfel n-aș fi rămas acolo sau n-aș fi făcut pasul ăsta spre politică. Nu, nu, nu e. Deci dacă trăim cu pesimismul ăsta generalizat, domnule, nicio șansă, nu ne putem face, să nu ne putem însănătoși, toți sunt la fel, unul care atinge politica și puterea, n-are cum să nu se infecteze. Da, vă spun, eu asta le spun multor colegi, pentru că și eu am trecut prin asta, când atingi puterea, există riscul major să-ți sucească mințile. Da, există riscul ăsta. Și trebuie să ne punem la punct în interiorul partidului un sistem prin care să putem detecta momentul ăla când există riscul să faci pasul irreversibil. Adică ai intrat, ești cucerit de putere până la punctul la care ești gata să faci orice ca să menții Exact. puterea sau să câștigi puterea. Dar eu vă spun, Dar oamenii cu care nu. lucrez acum, colegii mei din Plus, din USR, marea lor majoritate sunt oameni care au intrat în politică pentru că și-au dat seama că dacă nu fac lucrul ăsta, mulți dintre ei trebuie să plece din țară, pentru că nu mai rezistă aici. Toți Deci, gândim așa. Domnul da, Cioloș, eu de deci asta zic, eu sper. sunt peste 2000 de oameni care se uită în momentul ăsta.
toți se uită la dumneavoastră. E încă o dată, o să vă punem încă o dată steagul în mână, dumneavoastră ca șef de partid, alții la alte partide și o să votăm niște oameni în decembrie, sperând ca încă o dată o să ne rezolve aia problema ca să nu emigrăm. Pentru că foarte mulți din prietenii mei și din cunoscuții mei vor să emigreze. Oricum, situația se va înrăutăți dramatic în motorul an în România. România nu va fi o țară care va sări așa repede înapoi. Mai nici celelalte țări nu vor fi pe situație foarte roz, dacă să ne uităm. Sau economia în celelalte țări. Dar putem discuta dar și unde despre să fie asta, un pic mai bine, sau într-o altă zi. Dar dacă o să fie un pic mai bine, Marea Britanie, ai noștri, știți cum o să se ducă, și aduc aminte că știu engleză și se duc foarte repede. Și avioanele o să fie iar și ieftine și multe și tot așa. Bun, și eu cred că potențialul de dezvoltare economică, chiar și într-o situație de criză din asta, potențialul de redresare economică în România nu-i cu nimic mai prejos decât în alte țări din Uniunea Europeană, dacă facem lucrurile cum trebuie și așezat. Vă spun, putem dar înainte crește de asta, haideți să diagnosticăm un pic situația. Deci suntem într-o criză sanitară în care cele mai multe probleme sunt sub preș. Noi nu știm cât de groasă e. A fost și un an foarte prost în agricultură, s-a produs mai puțin ca niciodată, toată lumea stă pe loc, dar nu știm cu adevărat dimensiunea problemei până anul viitor. Și companiile o să taie drastic în bugete, se vor restructura, sunt o mulțime de companii care nu se mai extind, ba și închid birouri. Adică până și de ăștia mulți care mă urmăresc pe mine, oamenii ăștia tineri care lucrează prin corporații, până și ei vor fi atinși, chiar dacă România este o piață cu forță de muncă înalt calificată, dar destul de accesibilă. Până și ei se va arunge și România se va mai tăia câte ceva. Și atunci roz nu o să fie. Pe de o parte avem un stat mare, gras, bătrân, care stă în spinarea unui om care abia își duce plățile de la o zi la alta, oamenii ăștia tineri care înțeleg lumea și o să vadă un pic de oportunitate în altă parte, imediat știu că se pot urca în avion să se ducă, și totuși noi cui rămânem? Cei care vrem să rămânem în România, avem nevoie de cineva care să ia statul ăsta și să-l facă în primul rând să funcționeze și după aceea să ia sărăcia să-ți facă ceva cu ea. Adică cât de... Cum, înainte să ajungeți la putere acolo, cred că să vă faceți foarte bine socotelile cu ce praf de pe ce tobă o să faceți ceva la anul. Că nu cred că o să aveți mare lucru acolo dacă ajungeți. Lucrurile astea nu pot fi făcute succesiv. Întâi reformăm statul, după aia începem să dăm drumul la economie, după aia ne apucăm de sănătate, după aia ne apucăm de educație. Suntem, nu știu dacă se spun avantajul sau dezavantajul, faptului că prin criza asta pandemică cu impact economic vor trece aproape toți, dacă nu toți. Deci nu mai e o criză care vizează doar România sau doar Grecia, în primul rând Grecia, Spania, Irlanda, cum a fost acum cât? 10 ani când a fost criza aceea bugetară, financiară și apoi economică. Acum suntem toți atinși. Cu toții vom avea nevoie de a redemara economia, de a investi masiv, de a injecta masiv în economie pentru a produce, pentru a consuma și pentru a relansa economia asta. Dar e din ce în ce mai clar și faptul că, la nivel european vorbesc, cel puțin, vom vedea ce se întâmplă în Statele Unite acum cu noua administrație. Vedem în alte părți din lume, nu vreau să intru acum în detalii, vedeți că în China lucrurile încep încet să se așeze, dar și ei depind de o rețea mai largă. Ce vreau să spun, investițiile astea și redemararea economiei, la nivel european cel puțin, se va face pornind de la cei doi piloni care au fost deja decisi de mai bine de un an de zi la nivel european, economia verde și economia digitală. Lucrul ăsta va trebui să se reflecte și în felul în care gândim investițiile în economia din România. În ce sectoare? Unde vom duce banii ăștia de redresare economică? Pentru că Uniunea Europeană se îndatorează acum cu câteva zeci de miliarde de, cu câteva sute de miliarde de euro pentru următorii ani. Pe lângă bugetul acela de 1000 și ceva de miliarde de euro pe următorii 7 ani, mai vin încă 700 și ceva de miliarde de euro. Banii ăștia vor avea ca obiectiv să relanseze economia europeană, inclusiv cea românească. Ei, acum, revenind la România, întrebarea e, băgăm banii ăștia în continuare în găuri negre, într-un malabsor unde nu știm unde să duc, numai de dragul de a avea absorție? Sau păi dacă îi mai băgăm o dată în găurile astea negre, renunțăm toți.
plecăm toți de aici. Ei, nu mai rămâne nimeni care să mai facă ceva, vreo muncă, de pe urma căreia să strângă bani de pensii. Adică, gata, renunțăm. Dacă nici trenul ăsta nu-l mai prindem, eu renunț. Și ca mine sunt mulți. Eu asta vă spun că aici nu se poate doar statul să facă lucrurile. Mie asta cumva ciudă și pe guvern acum. E fiecare cu gândirea lui. Eu aș fi fost mult mai transparent de tot ceea ce se întâmplă acum, în toate situațiile astea dificile. Aș fi fost mult mai transparent, aș fi comunicat mult mai mult cu oameni, dar nu neapărat ieșit doar la televizor și dat declarații. Dialog cu oamenii din mediul antreprenorial, din economie, cu cei din cultură, cu cei din sănătate. Avem organizații neguvernamentale mult mai performante decât instituții ale statului pe unele domenii, sociale, sănătate, educație și așa mai departe. Da. Păi toată energia asta ar fi trebuit mobilizată și pusă la treabă și împărțit responsabilitatea, pentru că e vorba de viața noastră a tuturor. Lucrul ăsta mi-aș dori să-l văd la viitorul guvern, din care sper să facem și noi parte. Și în felul ăsta, domnule, dacă nu ne e ușor, nu ne e ușor tuturor, dar măcar știm că dăm tot ce e mai bun din noi ca să facem niște pași înainte. Nu să ne pândim unii pe ceilalți, să vedem ca nu cumva celălalt să fure sau să fure mai mult decât mine. Pentru că în primăvară, de exemplu, când intrând în starea aceea de urgență, s-a renunțat la achizițiile publice prin licitații și s-a trecut la negociere directă sau achiziții directe, păi primul lucru care ar fi trebuit făcut ar fi trebuit o transparență totală. De unde cumpăr, de ce la prețul respectiv, de ce de la compania respectivă, ca să eliminăm suspiciunile. Ați văzut că numai ce a trecut perioada aia mai dură și au început din nou deja suspiciunile, DNA-ul, de ce s-a achiziționat de acolo, calitate proastă și așa mai departe. Deci de reflexele astea trebuie să scăpăm, în primul rând, ca să începem să ne facem bine în modul de a gândi, înainte de a începe să ne facem bine pur și simplu din perspectiva sănătății. 1700 și de miliarde ați spus că vor fi investite de Uniunea Europeană în următorii ani, în toate țările, vor ajunge și la noi niște zeci, pe energie, așadar pe economie verde și pe digitalizare. Și sunt mulți oameni care sunt în stare să facă ceva la acest capitol, statul nu. Ministerul Mediului de la noi este o glumă, este foarte slab, nu este în stare nici măcar să oprească poluarea din marile orașe, dar aminte să gestioneze corect. În afară de Rabla, nu există niciun program performant. Casa Verde, asta, programele pentru fotovoltaice. Adică, noastră când zburați peste asupra Europei, înainte să aterizați la Bruxelles, cred că vedeți o mulțime de acoperișuri cu fotovoltaice pe ele. La noi nu. La noi, când vii la aterizare la Otopeni, nu vezi. Deci, cred că este cel mai simplu mod în care puteți compara lucrurile. Și asta este doar un exemplu. Nu avem oameni competenți acolo, la fel la educație. Exact cum ați spus, sunt ONG-uri foarte performante. Avem acolo, dar avem oameni competenți în țară. În țară avem oameni competenți. Avem în ONG-uri, dar nu avem în minister. Avem o ministră care s-a ascuns în birou de răspundere. Sunt o mulțime de miniștri în momentul ăsta în guvern care nu vorbesc cu nimeni. Iese din când în când primul ministru ca să nu deranjeze, să deranjeze cât mai puțin până la alege, și mai avem și pe președinte care vine și face campanie în loc să spună ceva concret. Adică noi trăim într-o țară în care guvernul, oricât de bine intenționat ar fi, în momentul ăsta pare total ineficient și, cum să zic, ăștia măcar nu sunt tăiat de la PSD. Pentru cei care mă urmăresc pe mine, mulți dintre ei probabil sunt împotriva PSD-ului, pe mine mă interesează mai puțin de la ce partid, de cine, dar aș vrea să văd că se întâmplă ceva. La noi nu se întâmplă nimic. Serios, din primăvară până acum, tot pandemia a fost. Noi nu facem altceva decât muncă de pompier. Și de aceea, încă o dată vă spun, acum sper că nu vă pun o greutate prea mare pe umăr, dar știu că dacă vreți să vă asumați guvernarea, veți fi acolo într-o situație nea de totul sau nimic. Că dacă nici data asta, sunt foarte mulți oameni dezamăgiți. Adică și în comunitatea noastră, aici în jurul meu, pe unde stau eu, sunt profesori, doctori, oameni care efectiv și-au făcut bagajele și s-au dus anul ăsta. Și dacă nu s-au dus încă, că e pandemie, vor pleca după aia. Da. Da, îmi dau seama de lucrul ăsta. Eu văd oameni în jurul meu. De un an și jumătate tot am contact cu diaspora românească, cel puțin din statele membre din Uniunea Europeană. Îmi dau seama de lucrul ăsta și chiar mulți colegi din plus, din USR, spun lucrul ăsta, că dacă nu iese nici de data asta, nu știu, ne luăm câmpii. Acum,
Depinde de noi, de toți, ce o să iasă după 6 decembrie. Nu vreau să mă apuc să fac campanie ridicolă aici, dar ăsta e adevărul. Depinde ce o să votăm, dacă ne gândim... Uitați, eu văd, de exemplu, referitor la noi, la USR Plus, văd că mai facem și noi niște analize, mai discutăm cu oamenii. Unii ne spun, băi, ok, sunteți voi mai noi, dar tocmai pentru că sunteți noi, nu prea aveți experiență. O să vă mănânce ăștia cu fulgi cu toți. Nu mai bine votez eu PNL-ul, că au mai multe experiențe. Uite, fiecare o să gândească în felul în care crede că trebuie să ia decizia. Eu ce vă spun e că noi avem oameni determinați să facă lucrurile astea despre care am vorbit. Noi ne-am luat dincolo de programul de guvernare ca atare, cu cele 20 de capitole unde am venit cu o analiză aprofundată, situația de fapt, ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut și cu ce anume, cu ce resurse. Deci, dincolo de asta, am venit cu 40 de angajamente de guvernare pe cele 6-7 capitole, teme mari, reforma statului, economia și mediul antreprenorial, sănătatea, educația, infrastructură și mediu, noi le-am pus împreună și sigur putem discuta despre asta pentru că prea s-au contrat una pe cealaltă. Am considerat că investind în infrastructură de transport suntem împotriva mediului și făcând politică de mediu blocăm infrastructura și atunci am zis trebuie să le împăcăm pe cele două. Sau hai să mai dau un exemplu, investit în păduri, din punctul meu de vedere e o investiție în infrastructură. Pădurea e o infrastructură verde, e o infrastructură de sănătate. Deci infrastructură și mediu, sănătate, educație, antreprenoriat și economie, reforma statului, politicile sociale sau lupta cu sărăcia, îi zicem noi, pentru că trebuie să o spunem pe aia dreaptă, că asta e problema mare pe care o avem. Avem deficit de forță de muncă în unele sectoare și avem politici sociale care mențin oamenii în sărăcie. Ca să nu mai vorbesc de abandonul școlar, care e printre cele mai ridicate din Europa, deci condamnăm oamenii la sărăcie. Asta și creșterea calității vieții, inclusiv accesul la internet. Din punctul nostru de vedere, accesul la internet trebuie să fie parte a calității vieții în România. Ei, și pe toate temele astea mari avem 40 de angajamente de guvernare pe care ne propunem să le punem în practică. Da, avem oameni, cea mai mare parte dintre oamenii care sunt în USR și Plus n-au mai făcut politică. Foarte puțin dintre ei au mai fost la guvernare, că am fost atunci în guvernul acela din 2016, dar noi credem că ne putem, avem maturitatea necesară să ne asumăm guvernarea, știm ce avem de făcut, dar acum va depinde și de încrederea pe care ne dau oamenii și cu procentul acela. Apropo de asta, de încrederea pe care vă dau oamenii. Da. Dacă oamenii să voteze, probabil acum se așează lucrurile, peste de o săptămână să revină un pic, ca asta suficient de o parte încât electoratul de bază să fie uitat o parte din lucruri, românii uită destul de repede. La fel, PNL-ul a încercat să țină lucrurile cât a putut sub control, să nu prea deranjeze, și-a catalizat și ei, să zicem, electoratul lor. Hai să vedem cât de mult o să crească partidul dumneavoastră. Într-un fel sau altul veți ajunge într-o situație de alianță. Cred că vă pregătiți pentru lucrul ăsta. Dar chiar și așa, hai să zicem că în situația asta în care intrați într-o discuție de alianță, v-ar interesa o variantă în care să colaborați la facerea guvernului sau ați vrea să faceți guvernul? Păi evident, evident că cel mai simplu pentru noi ar fi să ne asumăm guvernarea singur, dar așa cum stau lucrurile acum, e foarte puțin probabil lucrul ăsta. Cred că în momentul de față niciun partid, așa cum e împărțită societatea românească pe bucăți, pe căprării, pe simpatii, pe percepții, foarte probabil niciunul dintre partide nu va fi în măsură să formeze singur guvernul. Deci va fi nevoie de alianțe, de înțelegeri pentru guvernare, de coaliții de guvernare. Și pentru noi un lucru e clar, sub nicio formă nu vom intra într-o alianță cu PSD-ul. În următorii 4 ani, sub nicio formă. Știm ce e acolo, am văzut. Și atunci nu vă mai rămân prea multe opțiuni. 4 ani și n-avem... Da, deci rămân opțiunile pe care le avem, le vom analiza din perspectiva angajamentelor pe programul de guvernare. Deci primul lucru pe care noi îl vom negocia după alegeri, dacă va fi să intrăm la guvernare cu alți parteneri, va fi programul de guvernare. Ce ne angajăm să facem? Noi avem, cum v-am spus, programul nostru de guvernare, celălalt la o lor
Și cu asta va trebui să ieșim în fața oamenilor. Dacă ne aliniem pe niște obiective de guvernare, de acolo lucrurile pot fi rezolvate. Ok. Deci, cu domnul președinte Iohannis mai vorbiți din când în când, că cu dânsul să aveți de lucru pentru a face planul ăsta. Cu domnul președinte Iohannis vorbesc destul de frecvent, dar e drept că mai mult pe subiectele care țin de responsabilitățile mele la nivel european, unde caut și din poziția pe care o am să fac cât mai multe lucruri pentru România și atunci ai nevoie de coordonare, pentru că sunt decizii care sunt împărțite între Consiliul European și Parlament și atunci, dânsul fiind reprezentantul României în Consiliul European, mă consult cu dânsul ca să ne aliniem pozițiile. Dar am rămas. E o perioadă de acalmie și din punct de vedere în ăsta extern. Apropo, doar așa ca o paranteză, că vorbeam noi de cum facem cu investițiile. Nu știu dacă ați auzit, dar Rusia, spre exemplu, oferă un pașaport de aur pentru cei care investesc 130.000 de dolari în Rusia. Dacă vreți să-ți iei cetățenie rusească și un pașaport din ala auriu, da, 130.000 de dolari. Nu știu cât stau și tremură că abia așteaptă să aibă cetățenie rusească, da? Mă rog, fiecare încearcă cu mijloacele pe care le are. O să înceapă o cursă din asta, se va alerga după bani peste tot. Oricine va avea bani de investit va trăi momit cumva. Și am avut un interviu cu un tip foarte deștept din Silicon Valley care spunea că un mod interesant prin care România ar putea să facă lucrul ăsta, spre exemplu, ar fi să meargă la paritate cu investitorii, să pună unul la unul cu ei în toate proiectele de dezvoltare, ca să creeze din București, să zicem așa, să-l facă un mini Silicon Valley balcanic. O poveste din asta. Cum vedeți noastră, practic este una dintre puținele chestii pe care le putem scoate foarte repede la export, fără să avem nevoie de autostrăzi, că noi nu avem autostrăzi, măcar prin internet să scoatem ceva la export și noi. Mai vă spun, eu ce am văzut în 2016 și după aceea, deja în 2016 erau destul de mulți investitori atrași sau tentați de România, de a investi în România, și cereau câteva lucruri simple. Cereau predictibilitate în politica fiscală, de exemplu. Cereau să vadă statul că investește predictibil în infrastructură, în sănătate și educație, pentru că ai nevoie de lucrurile astea ca să atragi mână de lucru calificată. Deci dacă noi ne-am face treaba, cel puțin, ceea ce vă spuneam înainte, să facem un stat funcțional care să lucreze în parteneriat cu mediul economic, să facem reformele astea minimum necesare în educație, în sănătate și să începem investiții. Uitați, în sănătate, de exemplu, noi, unul din cele 40 de angajamente este un fond de 1 miliard de euro de investit în sănătate în următorii 40 de ani. Sunt lucruri fezabile. Miliard dolar, știm de unde vin, de unde pot veni banii respectivi. În mare parte din fonduri europene și știm de unde pot veni pentru că acum unii dintre noi în Parlamentul European tocmai negociem legislația europeană pe care vrem să o aplicăm în România. Deci, făcute câteva lucruri de genul acesta, educația de ce reformată? Pentru că avem nevoie de un învățământ profesional performant. Noi deja, înainte de criză, aveam deficit de forță de muncă calificată. Unele companii se gândeau să se ducă în altă parte pentru că nu aveau forță de muncă. Da, acum, bun, avem deficit de forță de muncă, dar vedeți că multe companii trebuie să trimită în șomaj tehnic sau, mă rog, să reducă timpul de lucru pentru că e situația asta, criza asta. După ce trecem de perioada asta, da, va trebui, cum spuneam, să relansăm producția și vor trebui oameni calificați. Deci, gândind lucrurile astea, eu cred că putem crea un mediu propice celor care vor să vină să investească. Vor fi relocări de investiții în Europa pentru că se lucrează acum la nivel european. Comisarul Thierry Breton, cel care lucrează în domeniul tehnic, îl cunosc pentru că e un om care a fost CEO a unor companii din domeniul tehnologic la nivel european. E cel care a fondat Orange-ul, de exemplu. E un om care cunoaște bine mediul industrial european. Și gândește acum o revizuire a politicii industriale europene pentru a gândi o autonomizare a unor sectoare industriale la nivel european. Adică prin investițiile astea care vor fi făcute la nivel european, vor fi facilitate investiții în sectoare care au plecat din Uniunea Europeană, dar care sunt
strategice pentru Uniunea Europeană în anumite momente dificile de criză și pe care Uniunea Europeană vrea să le aducă înapoi. Investiții, apropo de economia verde, în toată tehnologia asta de energie solară, de baterii. Noi nu avem capacitate de producție de baterii Exact. și știți, apropo de energia solară, degeaba punem panourile solare dacă nu putem și stoca minim energia respectivă, pentru că sistemul nostru energetic nu e pregătit să capteze, să putem pompa în fiecare moment cât energie am putea produce. Da. Și atunci Uniunea Europeană va trebui să investească în următorii ani în tehnologia asta de stocare a energiei verzi, dacă vrem să o dezvoltăm. Ca să nu mai vorbesc de industria care e legată de sistemul de sănătate, de toată tehnologia și materialele din domeniul sănătății, unde vor trebui făcute investiții în Europa. Și atunci România ar putea să atragă în unele din domeniile astea investiții dacă faci un minim de lucru. Dar oamenilor ar trebui să le dai predictibilitate. Ce se întâmplă Exact. la noi, mai degrabă îi pune pe fugă decât să-i atragă să investească aici. Deci, practic, vom intra într-o competiție cu toate țările europene pentru banii ăștia de energii regenerabile, pe tot ce înseamnă economie verde. Va trebui să ne facem și digitalizarea și chestia asta nu ne-ar veni așa greu, pentru că noi avem o mulțime de resurse naturale pe care le putem folosi deștept pentru lucrul ăsta, dar trebuie și oameni. Și în momentul ăsta vă provoc la o chestie. Dacă noastră pe casa dumneavoastră sau unde stați în București încercați să vă puneți fotovoltaice, ceva să vă puneți rând luni de zile în avans la o firmă care să vină să vă facă montajul. Nu există oameni specializați, nu există școli din care să iasă montatori de așa ceva. Eu stau de vorbă de câteva luni de zile cu oameni din această industrie și vorbim, hai să facem câteva echipe de montatori de panouri. Și zice, George, mi-este ușor să găsesc electricieni, dar nu găsesc oameni care să urce pe casă să pună panourile, că electricienii nu se urcă pe casă. Trebuie unii care să urce să prindă șuruburile alea. Deci suntem la nivelul ăla la care noi nu putem să, firmele astea nu pot prelua destul de comenzi că n-au oameni nici măcar pentru atâta lucru. Poate vi se pare banal, dar acolo suntem. Nu, nu, nu. De asta vă spuneam de învățământul profesional. Păi în un domeniu pe care îl cunosc chiar cât de cât, agricultura. Îmi spun fermierii că nu găsesc oameni cu competență care să conducă tractoarele și combinele de recoltat acum, care iar au avansat foarte mult și nu avem oameni ăștia, pentru că cei pe care i-am fi putut forma să lucreze aici am pus pe fugă. Să duc și lucrează acum, găsim o grămadă de sezonieri români în ferme din Germania. Da. Ați văzut toată povestea din primăvară, când îi duceau covianele de la noi din România să recolteze sparanghelul și, eu știu, alte culturi de sezon. Sau strugurii de prin Italia, că să facă prosecco. Pentru că noi nu le-am oferit minimul de predictibilitate aici. Firme de construcții. Dar sunt oameni care firme întreabă, de spre exemplu. Se întreabă pentru tineri, cum facem să aducem tineri înapoi. Tot facem discuția asta de ani de zile. La un moment dat promitea, spre exemplu, Joana că o să le dea 25.000 dacă se întorc în țară sau nu mai știu, niște avioane din astea. Acum, nu mă aștept ca dumneavoastră să ziceți, dacă se întorc tinerii români acasă, o să le dăm nu știu ce. Ce să le dai? Dar haideți să o punem așa. Dacă stați de vorbă în momentul ăsta și se uită mulți oameni care sunt în diaspora în momentul ăsta, da? Un sfert din oameni care mă urmăresc pe mine nu mai sunt în țară. Și asta i-am văzut progresiv. Adică analiticele astea de pe Google nu mint. La începutul canalului meu, 98% din România. Acum 75%. Diferența, ăia nu au venit din cer, ăia au plecat de aici acolo. Da? Ce le spunem noi oamenilor ăsta tineri care sunt în străinătate, care ar vrea să facă acasă, până una alta, între noi fie vorba, câtă vreme mai stai pe acolo, știți că prin rădăcini, dacă fac copii acolo, greu să mai întorc. Toți românii care fac copii în străinătate, după ce copiii lor intră în sistemul școlar de acolo, s-a canterinat, își fac prieteni, își fac rețele, relații de prietenie și părinții lor îi aduc din ce în ce mai greu acasă. Dar dacă ar fi să dați un argument simplu pentru un român, băi, da, uite, o să vezi că o să fie bine, o să merite să te întorci acasă, Bunici, pentru că... Domnul Bunici, eu mi-aș dori, da, știu că sunt foarte mulți oameni trecuți deja de 35, de 40 de ani, care au copii la școală acolo, chiar la liceu, și care până când nu ștearnă copiii facultatea, nu o să vină, probabil, din exact. De acolo înapoi. Nu se mai întorc nici după aia, da. Dar sunt mulți dintre ei care și-ar investi bruma de bani pusă deoparte în ultimii ani, și-ar investi-o în România. Pentru că cunosc mediul de aici, pentru că ar vrea să contribuie la dezvoltarea de aici, pentru că
s-ar simți mai confortabil să facă afaceri aici și chiar ar putea fi afaceri prospere, pentru că oamenii ăștia ar putea fi folosiți ca punți de legătură între economia românească și alte economii din Uniunea Europeană. Ei, la oamenii ăștia primul lucru care l-aș spune este că vom face tot ce ține de noi în momentul în care ajungem la guvernare ca să fie primiți măcar cu bunul simț și cu respectul pe care îl merită să fie primiți de oameni care vin să-și investească banii pe care i-au ca să creeze valoare adăugată în România. Măcar atâta. Adică să nu-i hăituim cu modul de funcționare și cu comportamentul administrației publice, să nu schimbăm codul fiscal hârtiile, dosarul de pe o lună pe alta, să vadă în administrația publică un partener. Discutam în campania pentru alegerile locale cu colegi care au candidat la primării în anumite orașe și acum avem primari, vedeți, și în București, avem în Timișoara, în Brașov, în Bacău, în Alba Iulia. Ei, vă pot asigura că primarii, colegii noștri primari de acolo, din acele orașe, la asta se gândesc acum. Cum să facă să atragă la ei în oraș astfel de oameni și în parteneriat cu primăriile să investească, să gândească împreună de ce ar fi nevoie în orașele respective ca să atragă companiile respective, să-i stabilizeze acolo, să atragă forță de muncă care să vină să se instaleze în orașele respective, să poată să se formeze și apoi să lucreze acolo. Asta, genul ăsta de comportament ar trebui să-l aducem și sper eu să-l putem aduce, pentru că, așa cum vă spuneam, noi avem în plus în USR oameni care de-aia au intrat în politică, pentru că n-au întâlnit genul ăsta de comportament până acum. De acord. Aș vrea să ne apropiem de final. Mi-am propus să nu stăm foarte mult, am depășit deja o oră. Văd foarte mulți oameni care se încing un pic spiritele la comentarii. Unii oameni au nostalgie, alții văd alte lucruri. Dar aș mai insista pe un singur lucru. Sunt foarte multe teme de rezolvat, însă cel mai mult îi frustrează pe români când se întorc acasă, că nu e ca afară. Și cum credeți dumneavoastră, care e cea mai simplă chestie, care credeți dumneavoastră că poate să facă România să fie ca o țară ca afară? Eu o să zic ce așteptare am eu, dar aș vrea să aud și de la dumneavoastră, dar foarte, foarte pe scurt. Cum facem noi o țară ca afară, dincolo de infrastructură? Că asta facem repede asfaltul, punem un trotuar, un pic de doi copăcei și dintr-o dată arată mult mai civilizat. Dar nu asta schimbă fundamental o țară. Adică toți am vrea să știm că poliția vine când suni și că nu poți să arunci gunoaie și lucruri de genul ăsta. Cum vedeți dumneavoastră? Cum credeți că putem să facem această senzație că aici nu mai merge doar pe șmecherie? Nu știu, v-aș putea spune de o grămadă de lucruri care trebuie schimbate în diferite instituții, servicii publice și așa mai departe. Dar eu cred că cel mai greu lucru, dar și lucru care ar putea să facă schimbarea cea mai rapidă, ar fi schimbarea noastră de atitudine ca oameni. Pentru că eu văd, uitați, eu conduc și în București, mai conduc câteodată și în Belgia, și în Franța, și în Germania și văd în trafic un alt tip de comportament. Văd români care se comportă într-un fel în afară, unde e o anumită atitudine, și într-un alt fel aici. Deci eu sper să ajung cât mai repede ziua aia în care să avem noi încredere unii în ceilalți, să vorbim cu bun simț și să ne adresăm cu bun simț, să relaționăm cu bun simț unii cu ceilalți, să apreciem calitatea, să apreciem performanța, să apreciem competența și să respectăm oamenii cu bun simț, în primul rând. Pentru că de acolo încolo putem începe să construim încrederea aia care să ne permită să trăim mai bine. Dar știți și foarte bine, și din Franța și din Belgia, toate țările acestea nu au obținut civilizația doar cu rugăminți. Da, noi legi avem. Noi legi avem și acum și instituții care să aplice legile respective. Dar instituțiile astea pot să facă lucrurile la marjă. Nu poți să impui ordinea doar ducând poliția în stradă. Evident că și acolo e de curățat, și acolo e de lucru ca să ai polițiști care chiar să-și facă treaba. Dar eu cred că foarte multe lucruri s-ar schimba dacă noi am avea încredere că schimbându-ne noi atitudinea față de celălalt și celălalt să facă lucrul ăsta. Și pentru asta cred că e nevoie de un mesaj de încredere. Fraților, pornim, începem un nou moment, intrăm într-o nouă etapă,
haideți să ne comportăm altfel, haideți să avem încredere și măcar haideți să facem pariul ăsta pentru 6 luni de zile, pentru un an de zile, că încercăm să facem lucrurile altfel. Să avem un nou start. Eu asta mi-aș dori. Nu vreau să termin cu un slogan, dar de asta numim noi proiectul ăsta nostru o revoluție a bunei guvernări. Pentru că buna guvernare nu doar la nivelul guvernului, a statului, ci buna guvernare a relațiilor dintre noi. Asta trebuie să o schimbăm, pentru că altfel putem schimba câte legi vrem. O să găsim motive de fiecare dată să nu facem lucrurile așa cum știm în sinea noastră că ar trebui să le facem dacă suntem oameni responsabili. Acum, un an de zile nu cred că e greu să ne cereți, pentru că încă un an de zile o să avem tot pandemie și dacă ajungeți cumva la guvernare, nu o să mergem departe de casă. Până ne vaccinăm, tot o să dureze. Așa că un an din 30 e doar 3,3%. Nu e mare lucru să ne cereți. Dacă îmi cereți 3,3% din tranziția asta ca să-mi fie mai bine și dacă o să-mi fie și mai bine, eu cred că va fi fost o investiție bună. Ultima întrebare înainte de final. Cine a câștigat alegerile din America, Trump sau Biden? Sper eu că le-a câștigat democrația. Da, deci Biden, nu, sincer acum, sincer nu văd cum pot fi întoarse lucrurile. Acum, evident, nu cunosc detaliile de acolo, cum s-au numărat voturile, dar, da. Dar sper eu că le-a câștigat democrația. Nu e o consolare pentru noi, dar să vedem că se întâmplă lucruri de genul ăsta și la țări mult mai civilizate teoretic ca noi. Nu trebuie să mai trăim cu complexe de inferioritate sau de superioritate. Bine ar fi să ne vedem noi de treabă acasă, fără să ne tot comparăm în bine sau în rău cu alții. Vă spun că n-avem de timp. Ne pierdem, după părerea mea, prea multă energie cu asta. Așteptăm să vină alții să ne spună că suntem buni sau abia așteptăm să ne critique cineva ca să ne putem revolta că iară suntem arătați cu degetul. Da. Păi lasă, ne pricepem cel mai bine. Oricum știți și noastră că România e o țară mică de undeva din Africa. Cei mai mulți europeni habar nu au unde suntem pe hartă. Au mai ales poate în ultima vreme de pe Halep, după Hagi din astea. În Europa să știți că lumea începe să audă. Ar cam trebui că suntem și noi în Uniunea acolo. Acum nu vreau să fiu eu românul la Cârcotaș, o să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp. Apreciez că în sfârșit avem o conversație de genul ăsta. Și o să mai stau de vorbă și cu alți politicieni. Acum poate stăm de vorbă și cu cineva de la PSD, sunt tare curios. Și poate dați o leapșă. Ce ați vrea să întrebați dumneavoastră pe un fruntaș PSD-ist? Ce întrebare ați spune? Ce îi se pare lui că în PSD chiar e construit în interesul României și a românilor? Dar nu sloganul și povești din astea. Ce anume din modul de funcționare a partidului și din ceea ce fac cu adevărat politicieni acolo în PSD e cu adevărat în interesul românilor? Românilor din partid. Nu, a românilor din România, a tuturor românilor. I-am auzit o vorbă interesantă de la un PSD-ist care a spus că nu o să întâlnești mai mulți antreprenori ca în PSD. Da, asta sunt convins. Și, e o metaforă. Și problema e că atunci când ajung la putere apare interesele doar antreprenorilor din PSD, nu și a celorlalți. Uite, pe Tudorache de la Sectorul 1, astăzi l-a luat DNA-ul un pic să-l întrebe de niște șpăgi. Ce să vezi? Da, ați văzut cum ne acuzau pe noi că am furat voturile și normal. Acum 4 ani, acum din nou. E, acum vedem cine are reflexele astea de a palma lucrurile. Da. Da, în sfârșit, bine. Nu e bine să vorbești de necazul altuia. Ba da, de necazul ăsta vreau să vorbesc. Eu sunt foarte supărat pe domnul Tudorache. Când, pe vremea când aveam buletine Sectorul 1, eu nu aș fi fost de acord să dea atâția bani la catedrală. Mai trebuiau reparate niște chestii prin sector înainte să dai la catedrala aia mare și lucitoare acolo, că sunt bani destul de biserică. Probabil că vrea să-și spele niște păcate pe care știa că le are. Cine știe. Mm-hmm. Pe banii noștri. Gata, mai bine mă opresc, că deja începe o discuție mult mai interesantă și n-aș vrea să stric ce am vorbit bun până acum. Domnule Cioloș, încă o dată vă sunt recunoscător, vă urez succes, baftă în campanie și dacă iese măcar un sfert din ce ați zis, o să ne fie tuturor mai bine sau poate că reușesc el alții mai bine ca dumneavoastră. O să aflăm cu toții în decembrie. Important e să miște lucrurile, să știți. Eu m-aș bucura să reușească alții să fi reușit până acum.
Că atunci Da, poate eram și dacă... noi în altă parte acum și ne vedeam de altele. În altă parte decât în Africa. Seară Adică bună. eu eram în altă parte, da, și îmi vedeam de alte lucruri decât să vorbesc de politică acum. Probabil. Cel mai probabil. Încă o dată vă mulțumesc. Mult succes. Seară bună. La revedere, seară bună. Mulțumesc și eu. Le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit, le mulțumesc și membrilor noștri, le mulțumesc celor care au încercat să modereze între comentariile acolo. Vă sunt recunoscător că ați venit alături de noi. Considerați această seară bonus, pentru că așa l-am prins pe domnul Cioloș, însă pentru mâine seară am programat un interviu din seria IGDLCC, o să fie tot de acasă, de aici înainte cred că cel mai probabil eu voi fi în carantină 14 zile, toată colectivitatea va fi în carantină și n-am de gând să sar eu gardul, să încalc legea, așa că ne vom vedea tot de acasă cu un invitat foarte bun, mult mai deștept ca mine și care se pricepe la niște chestii de care toți avem nevoie în perioada asta. Eu cred că va fi o ediție de colecție pentru care vă aștept mâine seară tot așa de la ora 20. Și deocamdată mă opresc aici. Încă o dată, le mulțumesc tuturor membrilor care au fost alături de noi. Purtați mască, spălați-vă mâinile, dezinfectați-vă, păstrați distanța socială ca să nu ajungeți ca mine și vecinii mei. Seară bună! Numai bine!